În afara tradiției ceferiste, Teiușul se poate lăuda și cu o companie de pompieri organizată după criteriile zilelor noastre. Însă, care existență este dovedită și printr-un steag vechi de 123 de ani. Astfel, Serviciul pentru Situații de Urgență Teiuș păstrează la loc de cinste acest steag al pompierilor teiușeni, datând din anul 1890. Standardul primei formațiuni civile a pompierilor din localitate este și va rămâne în semnul reprezentativ al voluntarilor care își riscă viața pentru a salva din incendii oameni și pentru a lichida incendii devastatoare. La sfârșitul secolului al XIX-lea a fost dată în folosință calea ferată Oradea-Cluj-Teiuș-Sighișoara-Brașov și s-a realizat ulterior joncțiunea cu cea din direcția Arad-Teiuș-Coșlariu. De atunci și până în anul 1990, Teiușul a fost unul din cele mai importante noduri de cale ferată din țara noastră. Tot în ultimul deceniu al secolului al XIX-lea, mai precis în anul 1893, s-a constituit și prima asociație a pompierilor, spun istoricii. Inițiator a fost Sas Iosef, prim pretorul Plasei Teiuș, la apelul căruia au răspuns prezent 240 de localnici care s-au înscris ca voluntari în Asociația de Pompieri nou înființată. Dar steagul pe care îl păstrează cu sfințenie Serviciul pentru Situații de Urgență Teiuș demonstrează că prima formație civilă de pompieri s-a constituit cu 3 ani mai devreme, adică în anul 1890. Acum 3 zile, la inaugurarea parcului feroviar de lângă stația CFR Teiuș, voluntarii din cadrul Serviciului Local pentru Situații de Urgență l-au fluturat cu firească satisfacție și mândrie.